Hristos a înviat. Doamnelor și domnilor, ne apropiem cu pași repezi de acest moment în care ne vom trimite aleșii în Europa. Știu că v-ați săturat de politică. Gândiți-vă la mine. Chiar mă gândeam, am realizat de 22 de ani peste 5.000 de emisiuni. Am făcut un bilanț într-o zi cu oameni din Valea Jiului și nu doar. În mare parte, sigur, aceste emisiuni, nu în totalitate, dar în proporție de 70% am avut în studio oameni politici. Am intervievat toți președinții României, foarte mulți premieri, pentru că au fost mulți numai în ultima vreme. A fost jumătatea de an și premierul. Foarte mulți miniștri, parlamentari și așa mai departe. Am avut această șansă. De la campanie la campanie nu se schimbă mare lucru. Se vorbește în principiu cam despre aceleași treburi. M-am uitat la o emisiune din 1996. Atunci debutam pe micul ecran. Eram într-o cămașe albastru închis cu un sacou maro și îl intervievam pe Raj Tunaru. A doua emisiune a fost cu Mona Muscă. Temele acelor vremuri erau aceleași ca și acum. Se vorbea despre drumuri, se vorbea despre blocuri, nu se vorbea despre închiderea mineritului la acel moment, dar se vorbea după 1997. Iacătă, doamnelor și domnilor, s-a scurs atâta amar de vreme și temele noastre în Valea Jiului sunt aceleași, oamenii au aceleași întrebări, politicienii au cam același discurs. Astăzi, primarul orașului Petrila, aflat la primul mandat, este singurul primar din Valea Jiului aflat la primul mandat, domnul Vasile Jurca, număr de matriculare PSD. Bine ați venit! Bine v-am găsit și Hristos a înviat pentru telespectatorii noastre. Cum traversați această perioadă, prima în calitate, prima campanie pentru alegerile europarlamentare în calitate de primar? Oamenii sunt conectați la acest exercițiu pentru a trimite politicieni la Bruxelles, înțeleg care sunt atribuțiile unui europarlamentar. Azi dimineața a fost Natalia Intotero, candidat al Partidului Social Democrat la radio. Și oamenii întrebau de ce nu se dau vouchere de vacanță la primăria municipiului Petroșani? De ce Dunca nu astupă 3 gropi din fundul Aninoasei? Mi-au scris oameni de la Uricani că acolo e o problemă, nu există o piață săptămânală. Nu prea înțelegeau care este rostul Nataliei Intotero. La fel este și în estul Văii Jiului. Da, pot să spun că electoratul este la fel, cred că peste tot în Valea Jiului. Acum, vis-a-vis de întrebarea noastră, dacă oamenii sunt conectați la această campanie electorală pentru europarlamentare, pot să vă spun că unii dintre ei sunt conectați, sunt îi interesează tot ceea ce se întâmplă. Nu știu în ce măsură înțelege fiecare care e rolul unui parlamentar, europarlamentar, dar sunt, i-am văzut și acum în perioada asta, de fiecare dată când merg în oraș, oamenii mă întreabă care e situația, cei care sunt simpatizanți PSD mă întreabă cum stăm, care e trendul, în ce direcție ne îndreptăm. Eu cred că sunt, oamenii se împart în mai multe categorii. Unii care sunt, care au simpatii pentru fiecare, pentru câte o clasă politică sau câte un partid politic, ei, aceia sunt cei care dezbat cel mai mult. Pot să vă zic că
Am observat, pensionarii sunt cei mai interesați pentru că ei au și timp mai mult liber când stau în parc. Acum vremea a fost mai rea și nu le-a prea permis, dar am avut ocazia să mă întâlnesc de mai multe ori cu ei în parc și acolo dezbăteau, aveau tot felul de puncte de vedere vis-a-vis de politica mare, de cum se văd lucrurile de la București, păreri pro și contra vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă și la nivel național și chiar la nivel internațional. Deci eu zic că așa sunt oameni și, v-am spus, sunt mai multe categorii. Pe unii nu interesează, nici nu vor să audă de politică, alții îi consideră pe toți politicienii de aceeași factură, de aceeași natură și nu vor să audă. Adică cum? Adică sunt toți, spune ei, sunt toți la fel, sunt toți o apă și un pământ, hoți, astea sunt bandiți, expresiile pe care le folosesc. Acum, nu neapărat... Neputincioși? Neserioși? Probabil, astea sunt... Mie așa îmi spun oamenii. Mai lăsați-ne, domnule, în pace, difuzați muzică populară, că ăștia spun același lucru, mint de rup. Păi, zic, mai și mint, însă este important... Nu le spuneți mai și mint, dar mai și fac. Să înțeleg... Unii mai și fac, unii numai mint. Asta cu mai și fac nu le-o spun, dar zic că nu mint toți la fel, fiecare are nuanțele lui, adică propria doctrină. Ce a dus la... Pot să spun scârbirea asta a omului de politică. Până la urmă, intră și în responsabilitatea noastră de cetățeni. Dom'le, sunt 10 rele, alegem răul cel mai mic. E un exercițiu democratic. Au murit oamenii ca noi să votăm acum liber. Așa este și cred că ăsta e cel mai important lucru la care ar trebui să ne gândim când există acest exercițiu democratic, adică alegerile, fie ele europarlamentare acum sau de orice ce fel, trebuie să ne gândim la ce a spus dumneavoastră, că au murit oameni pentru ca noi să putem să avem acest drept. Deci au murit oameni să avem acest drept. Acum, vis-a-vis de bleahă mintea asta care e pentru clasa politică, eu cred că vine și datorită faptului că oamenii, la un moment dat, au fost păcăliți, au fost guverne care n-au făcut nimic, au venit alții și le-au, sau mă rog, au fost guverne care au mers mai prost, mai rău, mai la relantiu pe mandate, au venit alții și au spus, dacă noi vom veni la guvernare, o să facem, o să dregem, o să asta, și oamenii au observat că, deși s-au lăsat păcăliți, s-au manipulat de ceilalți, au votat și au observat că, de fapt, au fost înșelați. Și de aici cred că vine neîncrederea asta politică. Și acum, dacă este o emisiune electorală, trebuie să spun acest lucru. În perioada în care PDL-ul a fost pe val și oamenii și-au pus mari speranțe în ei, au votat masiv PDL, a ajuns Băsescu conducerea țării și și-a pus guvernul lui, după care au început să le taie salariile, pensiile, să le spună că trebuie să strângă cureaua și să au apărut tot felul de probleme economice și am observat că ei dădeau vina pe criză, pe criza mondială care exista, dar în urmă s-a dovedit că, de fapt, miniștrilor furau bani cu geamantanele. Deci eu cred că chestii de genul ăsta îi face pe oameni să nu mai meargă la vot, îi face pe oameni să le fie leahmite. Dar eu cred că oamenii ar trebui să gândească altfel și să fie atenți pe cine votează și să uite în trecut la ce s-a întâmplat și să nu uite așa de repede. Dar acum este vorba despre alegerile europarlamentare care nu au neapărat legătură cu ce s-a întâmplat în trecut, de pildă în Pui, la Sarmisegetuza, în general Bertlo, la Cimpa, la Aninoasa, prin Surduc. Aici e vorba de altceva, că e nevoie de oameni politici de un alt nivel, cu un alt calibru, nu spun mai buni decât cei din România, însă cu altă abordare, care să cunoască măcar o limbă străină, de exemplu, care să cunoască, să descifreze aceste mecanisme prin care se poate impune un stat la nivel european. Adică nu poți să te duci chiar
așa. Da, așa este. Oamenii ăștia trebuie să aibă un anumit nivel de pregătire pe care îi trimitem noi în Parlamentul European, dar pe lângă asta mai trebuie să aibă și altceva. Trebuie să fie și patrioți. Pentru că, din păcate, trebuie să spun lucrul ăsta, România tinde să devină o colonie. Adică cei noi trebuie să înțelegem un lucru, că suntem parteneri în Uniunea Europeană. Nu suntem sclavii cuiva sau nu suntem colonia cuiva, da? Deci avem dreptul să avem principii, să avem puncte de vedere, da? Deci nu trimitem oameni acolo gen, nu știu, Macovei, care atacă România, care vorbește urât despre România. Cum să vorbești urât de România, care e țara ta? Deci ca și cum ai vorbi urât de mama ta. Bun, acum e posibil așa? Acum trebuie să facem, vă întrerup, trebuie să facem o precizare. Dacă în țara ta se fac nefăcute, aceste lucruri trebuie cunoscute. Sigur că discursul Vioricăi Macovei a depășit de foarte multe ori ceea ce înseamnă termenul de responsabilitate pentru țara care te-a trimis acolo. Dar acum nici să nu vorbești nimic despre, eu știu, dacă există presiuni în România, dacă există abuzuri în România, de pildă despre abuzurile făcute de statul paralel. Eu vă întreb, era sau nu necesar să se vorbească la Bruxelles? Da, cred că era necesar. Bun. Păi și atunci să-i acuzăm pe cei care au vorbit că au denigrat țara? Nu, dar eu din câte știu, Monica Macovei n-a vorbit despre statul paralel, despre cel trio care s-a format și eu v-am mai spus... Mi-a vorbit despre faptul că Partidul Social Democrat a pus șaua pe justiție și încearcă să o călărească. Eu cred că nu a pus șaua pe justiție. Acum e de discutat, dar asta a fost abordarea. Da, așa este. Asta cred că este o temă falsă pe care ei au marjat datorită faptului că Liviu Dragnea, care este liderul PSD, are probleme pe care le are, dar eu consider că aceste probleme le are datorită acestui trio care s-a format și a încercat să controleze sistemul politic și oricine ajungea în vârful PSD-ului avea dosare. Și vi-l arăt în spate și pe Ponta, care a înțeles să-și dea demisia din funcția de prim-ministru ca să scape de dosarele pe care DNA-ul și SRI-ul și Procuratura Generală le pregătise. Deci nu se poate ca după 29 de ani de la Revoluție să facem poliție politică. Spuneați la începutul emisiunii că au murit oameni la Revoluție ca noi să avem acest drept de a vota, da? Păi au murit oameni la Revoluție să nu ne mai asculte securitatea, domnule Drăgătescu, dacă vă aduceți aminte. Eu v-am mai spus, cred că într-o emisiune, e așa o chestie... Și se pare că nu ne mai ascultă? Păi tocmai asta e ideea. Răspundeți repede la următoarea întrebare. De câte ori v-ați băgat telefonul în congelator când stăteați de vorbă cu cineva? De mai multe ori. De mai multe ori. Nu l-am băgat în congelator, dar am încercat să fiu la distanță față și pentru lucruri banale și asta vreau să vă spun. Dacă a ajuns, nu știu, nea Gheorghe din Cimpa să mă sune și să mă întrebe dacă poate să-mi spună la telefon o problemă. Și am zis, nea Gheorghe, dar ce problemă poate fi așa mare să nu pot să-mi spui la telefon? Păi știți, vreau să modific acolo la casă, să mai fac o anexă, oare... Deci nu știu dacă e bine să vă spun. Păi în situația asta am ajuns când eu mi-aduc aminte când eram copil, înainte de Revoluție, părinții mei când vorbeau ceva la adresa sistemului, se uitau în jur să vadă dacă noi suntem în casă sau suntem atenți la ce discută ei și închideau ușa sau se retrăgeau în altă cameră ca să de teamă că noi, copii fiind, mergem și vorbim la școală, spunem ce vorbeau ei despre la adresa sistemului în casă. Păi, vi se pare normal, repet, ca după 29 de ani de la Revoluție, în condițiile în care atunci au murit oameni pentru libertate, pentru dreptul la vot, pentru a nu mai fi ascultați și manipulați de securitate și puși la zid de securitate, să fim în situația în care un sistem creat la nivel național să spună pe cine punem noi ministru, pe cine punem prim-ministru, pe cine punem președinte al Camerei deputaților și dacă este cumva împotriva vântului, adică împotriva sistemului, îl
îi căutăm în dosare și începem să răsfoim de acum 10-20 de ani, pentru că, din câte știu eu, telefoanele astea sunt înregistrate toate, doar că nu stă nimeni să le asculte, dar în momentul în care ai devenit cineva sau ești un lider politic important sau ajungi șeful unei mari instituții, ca să poți fi manipulat și coordonat de alții, atunci începi să ia să te asculte, stau băieții și ascultă câteva luni întregi până când găsesc o discuție, de exemplu, între mine și dumneavoastră și poate o să zic că te înțeles cu directorul de la Mondo să faci o afacere. Noi le discutăm pe față, am dat așa un exemplu. Tuturor. Un exemplu. Da, este într-adevăr. E o problemă, să știți, vis-a-vis de acest fapt, că oamenii se tem. Am întâlnit și eu oameni care vreau să reclame anumite probleme, dar nu putem să vă spunem prin telefon. Da. Despre ce e vorba? Că eu, în principiu, nu am astfel de secrete. Vin oamenii și spun lucruri. Știți, eu am o boxă în piață și aș vrea să mai am una și nu știu cui să mă adresez. Păi celui care ți-a dat-o pe prima. Păi da, am înțeles. Sau vreau să reclam faptul că un drum este într-un fel sau altul, da? Știți, nici nu pot să-i o spun primarului prin telefon. Că cine știe, au fost și multe aberații, greșeli făcute de instituții ale statului, unde sunt sigur au fost anumiți oameni care au girat toată această poveste, nu toți. Da, așa este. Deci, domnule Ionuț Drăgătesc, eu cred că noi trebuie să trimitem în Europa, în Parlamentul European, oameni care să fie în primul rând patrioți. Într-adevăr, ei trebuie să fie pregătiți din punct de vedere profesional, dar trebuie să fie patrioți. Și vreau să vă dau numai un exemplu, așa, vis-a-vis de Olanda și de faptul că Olanda s-a opus și văd că se opune în continuare pentru ca România să nu intre în spațiul Schengen. Și cine este cel care se opune cel mai tare din Parlamentul European? Știți, nu? Domnul Timmermans, da? Care este social-democrat în țara lui. Dar are un procent de 5%, cred că e acolo la prag. Dar el se opune vehement, acuză liderii PSD din România care au obținut un scor de 40-50% la parlamentare, da? Care e interesul acestui om? Interesul lui este pentru țara lui, da? Pentru că dacă România va intra în spațiul Schengen, portul Constanța va deveni poarta de intrare în Europa în Europa Centrală, da? Și atunci nu le convine, au încercat să facă presiuni să preia portul Constanța și știți foarte bine discuțiile astea. Deci la ei toate lucrurile merg până la interesul național și interesul economic al țării, da? Și de acolo încolo ei nu mai sunt nici social-democrați, nici, popular european sau ce partide mai sunt acolo la nivelul ăsta. În schimb, la noi nu. Noi ne vindem, din păcate, ne vindem pe nimica acolo, la ei, doar pentru, adică nu pe nimica, pe interese personale, pe funcții, pe niște posturi pe care le putem obține. Care sunt, de ce credeți că se face atâta presiune din partea Comisiei Europene la adresa României? Pentru că nu le convine să ducă acolo niște social-democrați care le pun bețe în roate și le arată niște lucruri care nu sunt în regulă nici la ei. Vorbim tot de Olanda, mi-am adus aminte de o chestie, am citit în presă fraudă bancară la două bănci mari din Olanda. Acolo nu zice nimeni că e corupție. Și cei mai uluitor am văzut că negociau cu procurorii să plătească și să rezolve treburile și nu nimeni a acuzat și condamnat. Sigur, sunt lucruri și lucruri. Depinde din ce parte privești mămăliga. Ideea este că, cel puțin la capitolul moralitate, Olanda ar fi ultima țară din Europa care ar putea da cuiva indicații. La momentul când nu au mai putut stăvili prostituția, au legalizat-o. La momentul când nu au mai putut stăvili consumul de droguri, l-au legalizat. Nu pot să ne dea lecții morale. Cu siguranță Olanda este o țară care din punct de vedere economic stă foarte bine, însă noi nu despre asta vorbeam. Văd de foarte multe ori liderii europeni care vin și vorbesc despre moralitate.
pot să vorbească despre eficiență economică, pot să vorbească de strategii, însă sunt domenii unde ei mai au foarte mult de lucru. În România niciodată nu s-ar putea întâmpla ce se întâmplă în Olanda, ce se întâmplă în Anglia, și vorbesc aici de comportamentul public. S-a întors o colegă nu demult, a predat în învățământul din Anglia și îmi spunea ce se întâmplă în această țară. Din punct de vedere moral, este strigător la cer. Eu nu m-aș crește niciodată copilul într-un astfel de stat. Cu tot viitorul economic pe care îl ai asigurat. Și atunci cred că o responsabilitate a celor care vor reprezenta România în Europa este să păzească această societate de toate relele moravuri din Europa. Să luăm din Europa ce e bun și să avem grijă nu cumva să ni se importe ce e rău. Da, așa este. Și pentru chestia asta, zilele astea am văzut că va fi dată o lege vis-a-vis de dublu standard și mi se pare normal și corect. Nu poți ca în România să ai un standard, și adică o calitate, și în Uniunea Europeană altă calitate. Vis-a-vis de oamenii pe care îi trimitem în Europa, vreau să vă mai spun încă un lucru vis-a-vis de Dacian Cioloș, pe care întâmplător l-am văzut la emisiune în Franța, unde am observat așa că vorbea franceză mult mai bine decât vorbește în românește. Din punctul meu de vedere, omul ăla nu e interesat decât să fie slugarnic celor de la Bruxelles. Asta este o afirmație pe care e greu să o probați. Cred că dacă ne uităm în urmă cât a fost comisar european la ce a făcut el, putem să vedem ceea ce spun eu. Deci sunt niște oameni care pentru interese personale și nu interesează interesul național. Spuneți-mi la Petrila, ca să revenim aici pe malul Jiului, cum stați cu absorpția fondurilor europene? Eu zic că stăm destul de bine. Cât bani ați adus din Europa la Petrila? La momentul ăsta avem contracte de finanțare semnate de peste 12 sau 15 milioane de euro. Mai avem în faza de evaluare încă, cred eu, vreo 8-9 milioane de euro pe contracte. Deci eu zic că stăm destul de bine. Suntem primăriile, facem parte din primăriile care au cele mai multe proiecte. Chiar la aniversarea de 20 de ani pe care a avut-o ADR-ul la Timișoara, am fost invitat și pot să zic așa, fără să fiu lipsit de modestie, că am fost dat exemplu pozitiv primăria Reșița și primăria Petrila. Dumneavoastră și cu tăiețel. Știți că așa îi zice la primul. Da, nu știu că nu. Are afaceri cu tăieței și atunci îi spune Nelu Tăiețelu, parcă. Oricum, cu tăiețelul cumva, dar este un primar foarte eficient. Vine din zona privată. Da, vine și el din zona privată și el a avut foarte multe proiecte și el este la al doilea sau la al treilea mandat. Nu cred. Cred că e la primul mandat. Înainte a fost Stepănescu, arestat. Cred că e al doilea mandat, nu, totuși pentru că a prezentat mandat. Un proiect de pe porul trecut care păi, l-a acum l-a și făcut. Dumneavoastră mai aveți de la lui Păducel moștenit. Pe fonduri europene? Nu. Asta de care vorbesc eu? Nu. Deci s-a încheiat sesiunea. Da, pe sesiunea aia s-o accesa ceva? Că e vorba până la urmă de funcționarii primăriei, că nu face primarul. Bine, contează și corect. Ce pe primarul face bugetul și dă direcțiile în care mi se pare primarul care are un rol așa de reprezentare, de... Dacă dumneavoastră ziceți, așa o fi. Eu nu, da, nu zic, văd primari care încă mai cară pachetele de Crăciun, trebuie să le pune într-un fel sub brad. Primarul trebuie să aibă un rol de reprezentare, să dea direcțiile localității, de asta zic. Da, dar primarul trebuie să și, dacă vorbim de direcții, păi vorbim exact despre ce ziceam. Deci dacă primarul alocă bani pentru în buget, pentru proiecte, pentru a accesa fonduri europene, se pot accesa funcționarii primăriei, pui la lucru și își fac treaba. Dar dacă primarul zice, nu mă interesează fondurile europene, nu știu, mă duc la... Mă interesează, lucrați. Da.
Deci, ideea e că... Vin săptămâna viitoare, mă duc la Paris să mă întâlnesc cu trei investitori, trec pe la Viena să beau o cafea cu un alt investitor. Săptămâna elaltă sunt la Veneția să mai aduc o fabrică de parfumuri și așa mai. Cu siguranță, dacă aș fi primarul de la Timișoara sau de la Oradea, probabil asta ar fi agenda. Ar fi frumos. Agenda mea, dar din păcate... Acum să lăsați primăria pe mâna lui Curtean. Petrila este un oraș mai greu, cu probleme și nu e așa simplu. Știu că la un moment dat un primar din Valea Jiului n-are importanță care. N-a fost în concediu vreo 10 ani. Avem, sau vreo două mandate, avea un viceprimar care stătea cu traforajul și tăia la scaună, tăia unul din picioare. Și ăsta nu s-a mai dus în concediu. Două mandate, parcă. A stat în primărie numai să nu lase cheile la viceprimar. Da, mă rog. Mergeți în concediu? Da, cu siguranță merg în concediu, deci n-am nicio... Deocamdată nu vă e problemă. Frică. Nu, mi-e frică, doar de Dumnezeu. Deci, există eficiență la acest capitol în primăria orașului Petrila? Eu așa zic, că există eficiență. Asta, așa cum v-am spus, se datorează atât primarului, viceprimarului, cât și angajaților din primărie, fie din serviciul de achiziții și fonduri europene, care sunt direct implicați, și până la ceilalți juriști și cei care trebuie să întocmească acte pentru a putea accesa fonduri europene. Bineînțeles, pot să spun că inclusiv Consiliul Local are meritul lui, pentru că Consiliul Local este cel care aprobă la propunerea primarului bugetul și toate fondurile care sunt alocate în direcția asta, înspre accesa fondurilor europene. Deci eu, repet, zic că la capitolul ăsta stăm bine, avem o echipă bună, atât din punct de vedere administrativ și în Consiliul Local. Problema este că lucrurile merg încet, pentru că de la momentul la care ți-ai propus să faci un proiect pe fonduri europene și până la momentul la care ai ajuns să-l implementezi, durează este foarte multă și 3-4 ani de zile. Da. Și toată lumea este, cum să zic eu, atentă la fiecare detaliu, pentru că vă dau un exemplu. Am fost la o discuție la ADR vis-a-vis de un proiect pe care îl avem cu parcul. Și proiectantul făcuse în devizul de la parc, făcuse trimitere către o anumită firmă, cum ar fi, nu știu, pe partea de instalații sanitare, o firmă de care produce din astea. Deci chestia asta, dacă nu ești atent și rămâne în deviz și te-ai dus cu ea la licitație, te poate sancționa cu 25% penalizare. Ori, și din punctul ăsta de vedere, îi înțeleg și pe colegii mei din primărie, câteodată mai avem discuții contradictorii și chiar mă cert cu ei, pentru că eu aș vrea ca lucrurile să meargă mai repede, normal, dar de multe ori mi-am dat seama că ei au dreptate și trebuie verificate toate procedurile și toate astea, ca nu după aia mai târziu să te trezești cu probleme. Mi-aduc aminte că în 2012 sau 2013, când am venit viceprimar, am avut o problemă de genul ăsta la un proiect mare pe fonduri europene și ne-au imputat 60 de miliarde. Adică a trebuit să plătim 60 de miliarde înapoi, atunci s-a luat o linie de credit ca să nu se blocheze din punct de vedere financiar primăria și ne-am dus în instanță. Și în instanță am reușit să obținem o hotărâre judecătorească prin care ni s-a dat dreptate și banii ne-au fost returnați înapoi. Deci ne bucurăm că luăm fonduri europene, dar dacă nu suntem atenți, acolo putem să plătim. Deci de acolo regulile sunt stricte, sunt clare, există auditori specializați pe chestia asta, care vin după aia și te controlează și te verifică și te bucuri când iei, nu știu, 100.000 sau 1.000.000 de euro pe un proiect, dar dacă nu îl implementezi așa cum cer normele europene, riști să-l dai înapoi. Sigur, umbla la un moment dat o vorbă prin România, bă, primarii nu mai vor să atragă fonduri europene că nu se pot... Nu se pot ce? Nu se pot... Nu vă faceți că nu pricepeți, că e un semn popular. Domnule, eu cred că astea sunt niște teme false. Adică nu pot ajunge la jumări. Dar
mă rog, nu știu cine își dorește să ajungă la jumări, cum spuneți dumneavoastră, eu nu-mi doresc să ajung la jumări. Eu îmi doresc dumneavoastră să... ați avut porc gras, dar mai sunt care... Eu îmi doresc să dezvolt localitatea asta, pentru că de asta am candidat pentru funcția de primar și vă rog să mă credeți că jumări am suficiente și le spun la mulți că mai vin cu câte, încearcă să vină cu câte o atenție și le spun că eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am mai mult decât pot domnul eu folosi. Domnul, dacă vine omul cu ofele, e plăcerea lui să-i aducă o țuică la primar. Asta e o aberație, adică să fie interpretat. Am ajuns să ne-au căzut țiglele de pe casă. Ca și cu medicii. Bă, dacă omul ăla ți-a făcut un bine și tu ai plăcerea, atenție, nu să condiționeze. El să-și facă treaba. Și apoi tu vrei să-l omenești, nu știu, te duci cu o găină tăiată, ha, mai grasă din ocol. Sau la primar cu o fele de țuică bună. Am văzut aberații, au fost oameni căutați, le-au spart gresia din baie datorită unor astfel de fapte. E o aberație. Pentru Maior și pentru Palincă, stat în închisoare. Pentru un cartaboș. Sau cartaboș, da. Mai era, se pare, acolo și un plic pe lângă Cartaboș și pe lângă Palincă, da? Sunt și lucruri aberante. Sigur, dacă cineva, dacă te duci la primar și primarul îți spune bă, nu-ți rezolv problema dacă nu-mi dai atât. Evident că îl dai pe mâna poterei. Dacă ție îți face plăcere să te duci cu o floare, deja sunt atât de constipați funcționarii publici, te duci cu o floare cu mărțișor, se sperie. Vrea să intre pe sub birou, să fugă. Stați, doamnă, că e o floare, poate îmi sunteți dragă, eu știu. Da, să mergem mai departe. Spuneți-mi, au oamenii acest exercițiu al accesării fondurilor europene? Adică știu ce trebuie să facă? Asta e una dintre marile probleme. Că oamenii nu știu de unde să apuce problema. Eu zic că au și noi am încercat, cel puțin la Petrila, să îi informăm de fiecare dată când am știut că există o linie de finanțare, fie pe partea de agricolă și pe partea asta de firme. Dacă vă uitați pe site-ul primăriei, eu tot timpul când am văzut că există o linie de finanțare deschisă, inclusiv pe POR, am pus-o pe pagina primăriei ca să aibă oamenii informația, sau am făcut întâlniri periodice cu oamenii de afaceri. Chiar m-au oprit zilele trecute niște oameni de afaceri și îmi reproșau, domnule, că din, cred că în decembrie a fost ultima întâlnire cu ei, nu ne-am mai întâlnit. Am zis că acum, după ce se va termina campania electorală, o să reiau din nou întâlnirile cu oamenii de afaceri. Am observat că foarte mulți tineri și-au scris proiecte, inclusiv pe Startup Nation, la nivel național, cred că din orașul Petrila am uitat în listă și sunt în zona eligibilă, adică până în 10.000 de proiecte. Sunt peste 35 sau 37 de proiecte depuse pe Startup. Din Petrila? Din Petrila, da, din Petrila. Ăsta este un lucru extraordinar, deci dacă un tânăr care, nu știu, lucra nu știu câți ani în străinătate, a venit acasă și i-a venit o idee, nu știu, își deschide o fabrică de cornulețe sau altul își face service auto și spălătorie. Altul, nu știu ce activitate. Chiar discutam cu cineva care a lucrat în afară pe partea asta de salubritate. Și mă spunea că vrea să își cumpere niște echipamente din astea speciale cu care se poată curăța canalizarea și subsorile. La fel, în prima fază am crezut că nu ar fi o afacere foarte bună, dar după aia mi-am dat seama că e chiar o afacere bună, pentru că sunt multe probleme și la noi în Petrila și cred că în toată Valea Jiului vis-a-vis de subsoluri. Subsolurile blocurilor sunt în proporție de 60-70% sunt colmatate și pline de apă menajeră și cred că ar fi chiar o afacere extraordinară pentru cineva care ar vrea să facă lucrul ăsta. Nu se găsesc. Vin cetățeni din Petrila care locuiesc la bloc și mă roagă să-i ajut să-și curețe subsolul. Și da, nu pot să recomand pe cineva, nu știu, o firmă.
Da, este o problemă peste tot, pentru că blocul fiind un bun comun, deci suntem 20 sau 30 de locatari în bloc, nu interesează pe nimeni că urge apa în subsol. Dacă am fi acasă la noi... Nu interesează că e spart acoperișul, pe la de la ultimul etaj nu interesează că e probleme în subsol. Exact. Exact, asta este situația, fiind vorba de condomeniu, adică de spațiu care e comun, se duce în beci, nu îl interesează pe cel de la aici, e invers. Cazul pe cel care stă la etajul 4, nu interesează că la subsolul e plin și la de la parter îi miroase toată ziua în casă. Da? Și sunt delesători. Și de fiecare dată am încercat să-i îndrum și dacă am putut să-i ajutăm să-și curețe subsolul, că unele blocuri permite descărcarea subsolului la nivel și poți să te duci în canalizare. Unele blocuri trebuie scos cu pompa. I-am rugat tot timpul să elimine cauza, nu efectul. Adică după ce ai curățat subsolul, fă-ți instalația, că ele există. Au fost cândva instalațiile sanitare care sunt colectate și descărcate într-un canal. Dar, din păcate, dacă la cineva în casă îi se înfundă, se duce, dă cu bâta sau cu ciocanul, l-o spart și se duce în beș și nu mai are probleme. Da? Sau mai sunt situații în care ele, din datorită timpului și astea, se mai sparg sau se mișcă de acolo de la loc și curg în subsol, nu se duce nimeni să verifice. Asta și datorită faptului că la nivelul blocurilor nu sunt asociații în adevăratul sens al cuvântului, adică bine organizate, să fie un responsabil care să fie angajat, să fie plătit, să urmărească toate lucrurile astea, de asta se întâmplă. Probabil chestiile astea toate vin pentru că, din punct de vedere financiar, oamenii nu își permit să mai plătească, nu știu, un leu, trei, cinci lei la o asociație care să... De foarte multe ori să știți că există și această problemă financiară, însă există și nesimțire pe românești în cazul multor semene noștri. Eu văd și în aceste zone. Vedeți, aici nu ne place să fim europeni. Noi discutăm despre Europa. Păi du-te și fă foc în Elveția, în pădure, de pildă. Să taie porcul în fața blocului. Da, asta cu tăiatul porcului în fața blocului. Și asta e o chestie românească. Tot îl tai. Da, până la urmă. Da, în România, uitați-vă ce se întâmplă pe cursul apelor. Acum că a fost un weekend călduros, s-a umplut iarăși Valea Jiului de gunoaie. Sunt oameni care se duc, care nu au bunul simț să-și strângă ambalajele la final într-o plasă să le aducă într-un tomberon de gunoi, le lasă pe malul apei. Eu nu merg mai departe de aceste zone. Suntem aici, în zona Brădetului. La Petrila aveți locuri specifice pe Cheile Jiețului, pe Taia, încolo. La fel există și la Vulcan, și la Lupeni, și la Uricani. Să te ferească Dumnezeu ce se întâmplă în aceste spații după ce ajunge omul. Peturi, doze de bere și astfel de lucruri. E bine că mergem în Spania, avem un alt comportament. Un alt comportament avem și în Franța și în Germania. Dar la noi, acasă, de ce să nu intrăm cu bocancii plini de noroi dacă tot se poate? Și aici aveți o responsabilitate, că nu prea dați amenzi. Eu zic că se dau și amenzi și avertizmente, dar nu poți să stai și să păzești efectiv pe fiecare ceea ce faci. Acum, vis-a-vis de zona asta de la Jiez până la intrare în Chei, în ultimii ani pot să zic că sunt mulțumit de faptul că se face curățenie. Adică oamenii am văzut că în proporție de 95% toți care merg acolo în weekend, după ce pleacă, strâng lucrurile. Vine o zonă mai vizibilă, noi trimitem periodic poliția locală, îi vede, știe zona, mai pe marginea asta, drumului. Mai luăm câte un număr de mașină și în condițiile în care găsim mizerie în zona aia, știm că a fost mașina cu numărul și îi mai contactăm și ori dăm avertizment, ori amendă. Da, până la urmă există, repet, nu trebuie să așteptăm. Eu nu aștept la mine în bătătură sau la mine în fața porții să vină primăria să-mi facă curat și în locul unde mă duc. Adică trebuie să ai această responsabilitate ca și cetățean. Acum o să-l chemăm pe primar și când nevasta e necăjită sau în pace. Există și această atitudine aberantă din partea unor acelea, dacă sunt gunoaie, să se ocupe primăria. Păi, măi, omule, dacă, repet, te duci în orice țară civilizată înspre care tindem și faci astfel de lucruri,
s-ar putea pentru o amendă să nu-ți ajungă banii pe care îi câștigi în 6 luni de zile, că oamenii știu cum să te altoiască. Cine a birocratizat toată această procedură de accesare a fondurilor europene, că tot noi românii? Da, cu siguranță. Cred că chestia asta vine de la autoritatea de management, care este la nivelul Ministerului Dezvoltării, și cred că de acolo pleacă toate condițiile astea, pentru că am fost, de exemplu, în Polonia și am văzut că pe aceeași axă de finanțare sau pe aceeași structură, să zic așa, de finanțare, condițiile la ei erau mult mai simple și vis-a-vis de eligibilitate și de partea tehnică. La noi sunt foarte stufoase, nu știu, ai noștri de acolo, de la nivel național, ori, nu știu, din teama de a nu fi probleme sau să nu răspundă cineva, vreau să vă zic că suflă și neaurt. Deci îți dau acolo niște condiții de, îți trebuie câteva luni bune de zile să aduni hârtii și documentații ca să le poți îndeplini. Și după aia, după ce tu ai făcut niște vrafuri întregi de hârtii, trebuie să fie cineva acolo care să le ia și să le verifice, să ia fiecare hârtiuță, să o vadă, să vadă dacă e în regulă, dacă e conform cu originalul, dacă e conform cu ghidul de finanțare și așa mai departe. Deci noi suntem cei care de la nivel național ne punem probleme, dar probabil chestia asta vine și din teama asta de a funcționarilor de la nivel național de a nu greși, cred eu. Este și asta o problemă, printre altele. Deci am întâlnit situații în care, și vă spun exemplu, cu domeniul schiabil șureanu. Deci la Rom Silva am întâlnit doi funcționari care erau în prag de pensionare acum vreo 3 ani de zile, care ne-au spus în față, am fost la guvern, era Cioloș, prim-ministru, și fusese în vale când au vrut să facă ugatul ăla la universitate, cred că vă aduceți aminte și dumneavoastră de întâlnirea de acolo, și Ionel Dancă, care e acum purtător de cuvânt al PNL, ne-a invitat la guvern să rezolve problema. Fiecare ne-am dus cu câteva probleme. Eu m-am dus cu problema asta cu Șureanu, că nu mai reușeam să o deblochez de la Rom Silva. Și el a zis, domnule, cum adică? Păi eu îi chem eu la guvern, eu sunt consilierul primului ministru și îi pun eu la pun pe ea. Eu chemat pe cei doi funcționari, aia s-au așezat la masă și în primul rând au întrebat, domnule, dar dumneata cine ești? Păi știți, uite, domnule, vezi de treabă, noi suntem funcționari publici, nu pui dumneata presiuni pe noi și astea. Și unul dintre ei a zis, zice, domnule, până ies eu la pensie, zice, nu se va face nimic, pentru că eu vreau să ies liniștit la pensie. Deci omul ăla s-a blocat. Eu știam atitudinea lor, pentru că fusesem cu un an, doi, înainte, aproape la 2-3 luni, acolo la ei. Deci pur și simplu l-au ignorat, pe marele consilier al primului ministru, l-au ignorat și au spus pas și n-a avut. Ei au ieșit la pensie, chiar discutam cu șeful de ocol, cred că de la Petroșani, zilele trecute, și mi-au spus că cei doi au ieșit la pensie. Deci, cred că avem și noi acum liber să obținem și partea alaltă de pârtii, pentru că drumul am reușit să-l obținem după 2 ani și ceva de clarificări. Au ieșit ăștia doi la pensie. Da, au ieșit ăștia doi la pensie și... DN7A, deși, sigur, nu e o chestiune care ține neapărat de obiectul acestei emisiuni, e o bătaie de joc, doamnelor și domnilor, și o spun a nu știu câta oară. Acum inițiez o mișcare pentru susținerea proiectului de continuare a lucrărilor pe drumul național 66A, pentru că este inadmisibil, după ce s-a obținut și un aviz de mediu, să existe în continuare frâne pentru continuarea lucrărilor la acest drum. Este important ca și noi, oamenii din Valea Jiului, care înțelegem importanța acestui tronson, care respectăm și înțelegem și ceea ce înseamnă factorul de mediu, să stăm cu mâinile în sân. După campania electorală vom iniția o mișcare de susținere a construirii drumului național 66A în prima jumătate a lunii iunie. Vedem cum va fi și vremea, ne vom întâlni cu toții acolo pentru a arăta că și nouă ne pasă. Nu este niciun motiv pentru ca lucrările să nu continue la DN66A, cum nu există niciun motiv
plauzibil ca cei de la drumurile naționale să-și bată joc de Valea Jiului, ținând acel drum înspre Voineasa, în starea în care se află acum. Este, repet, o bătaie de joc și un sabotaj al Văijiului, pe care acești indivizi care conduc drumurile naționale îl exercită de ani de zile. Domnul Degotescu, eu mă alătur acțiunii pe care vreți să o faci dumneavoastră, să o faceți dumneavoastră, dar eu vă propun să mergem și să facem chestia asta la firma Straco. Eu o să vă pun la dispoziție toate adresele prin care am comunicat cu CNAIR-ul și cu cei de la drumurile naționale. Deci drumul ăsta a fost licitat de Straco acum câțiva ani de zile, anul trecut. Spre drumul național 7A, despre asta, de asta vorbim. Eu protestul spuneam că va fi pentru DN66A. Da, îmi cer scuze, atunci eu... Da, facem unul și pentru DN7A. Eu sunt calat pe partea asta, la altă de pătrit, la unde... Facem unul și pentru DN7A. Da. Știu ce îmi veți spune, că Straco nu l-a făcut, deși a câștigat licitația. Cine și face legile în și țară? Deși a avut alocat anul trecut 10 miliarde, nu a pus o roabă de asfalt. Bun, și nu există sancțiune, adică cine face caietele de sancție? Am solicitat și chiar s-a făcut acest demers să se rezileze contractul. Acum ei au contestat chestia asta, deci mi se pare aberant, dar asta este situația. Deci o firmă, după ce primește 10 miliarde și nu lucrează un metru... Da. Când vrei să-i reziliezi contractul, contestă procedura. Corect. Păi cine face legile în țara asta? Să așteptăm până când un judecător va spune că CNAIR-ul are dreptate și că Straco... Domnule primar, dar trebuie cine să face renunțe legile, la contractul domnule, asta e o aberație. E o aberație, adică e un nonsens. Da, mă rog, este, suntem într-un stat democrat și toți vorbesc cu parlamentarii Partidului Social Democrat. Da, dar ce vreți, să fac o dictatură, acum să zic că nu, domnule, firmele care... Nu, domnule, firmele care nu își duc la bun sfârșit un proiect câștigat printr-o licitație în termen de, se reziliază de drept. Cu siguranță clauzele astea sunt prinse în contract. Păi dar dacă dumneavoastră spuneți că ei nu și-au exercitat, poate ei au un alt punct de vedere și atunci au acest drept constituțional, da, să-l conteste și să-și spună, da, și ei punctul lor de vedere. Cum s-a făcut și o toate lege... lucrurile astea duc la blocaje. Cum s-a făcut o lege specială pentru antifraudă? Să nu le poți contesta deciziile, adică ele să producă efectul până când se soluționează, așa ar trebui să se întâmple și aici. Straco, n-ai lucrat, stai pe dreapta, contestă, noi continuăm lucrările, procedura și cu asta basta, plătim despăgubiri. Dacă e cazul, dar nu poți să-ți bagi joc. Cine sunt Straco? Probabil niște sponsori importanți ai unor partide, printre altele. Dar nu poți să-și bată joc de 100.000 de oameni din Valea Jiului prin acest drum. Să știți că e de o importanță fantastică. Imaginați-vă că ai putea să pleci de pe clisura Dunării, de acolo, de la cazanele Dunării, după ce ai mâncat o saramură de șalău din Dunăre, vii prin Herculane, urci prin Cerna Sat, pe la Câmpul Șel, Câmpul Uneag, te bagi la un sloi acolo la Câmpul Uneac și vii în continuare. Treci prin Vulcan, treci prin Lupeni. Nu le iau matematic. Te bagi colo, mai vizitezi niște lucruri, vezi Straja, vezi drumul poștalioanelor, vii spre Petroșani, apoi o apuci fie pe Maleia, fie mergi prin Petrila, acolo... Te oprești pe la mine la Petrila? Sigur că da. De Sârbu. Modernizez acea cale ferată dinspre Mina Lonea, că oamenii pe acolo trec, sunt depourile alea, trebuie să vă dau niște idei dacă plătiți bine. Ce aș face? Da, cu siguranță aveți experți în acest domeniu. Treci prin colonia aia foarte frumoasă și te duci spre cheile Jiețului. Te bagi la un păstrăv acolo undeva, că se vor dezvolta. La Jieț. Se vor, acum nu știu dacă e și frige, părintele îi crește. Nu, el ia fumă, sunt foarte bun. Uite, n-am știut asta. Trebuie să mergem într-o zi până la părintele Jura. Bun, și o luați prin cheile Jiețului în sus, dacă drumul ar fi bun. Și unde ești? Fie te duci pe Transalpina, fie înspre defileul Oltului, fie te duci înspre Șugag, înspre Șureanu. Ce circuit ar fi? Ce circuit ar fi? Și impotenții ăștia își bat joc impotenți că nu pot face treabă.
Asta este, nici cu 10 miliarde în cont nu pot face treabă, adică nu li se ridică interesul, pentru a înțelege telespectatorii noștri. Cum poți să-ți bagi joc de un asemenea tronson atât de important? Dar din câte știu eu, anul ăsta au fost alocați bani și urmează... Dom'le, vorbesc de DN7-a dumneavoastră, confundați drumurile. Păi stați așa un pic, acum a zis vine de, acolo, de 66, că a zis că protestul... Dom'le, pe acolo vii, lăsați protestul, dar pe DN7A trebuie să te duci, să ieși din vale. Nu e un traseu frumos. Bine, poți să iei și pe defileul Jiului. Lăsați că pe defileul Jiului sunt ca stânci în cap în perioada asta. Ăla e drum terminat? Acum, eu zic că eu totuși... Pe cap bolovan, domnule, în continuare, după 10 ani, n-are voie să arate așa. Și așa început să se spargă. Asta e o altă discuție. Deci DN7A. DN7-a. Asta e problema și n-ar trebui să stați. Mergem și facem protest la Straco. Mergem și să unde au Straco, da, bun, ne bate drumul dacă ne prinde pe acolo. Nu știu, da. Pe unde, spre la Galați, pe la Constanța, mergem în jos acolo la ei. Nu, trebuie conștientizat că până la urmă știți ce se întâmplă. Și noi suntem, prea le acceptăm pe toate. Prea le acceptăm pe toate care se întâmplă. Dacă lucrul ăsta ar fi fost, eu știu, într-o altă parte, ar fi, s-ar fi pus aia în drum și cu asta basta, da, așa. Bun, ia spuneți în cât luați alegerile europarlamentare, că scriu aici. În Valea Jiului sau? În Valea Jiului, la Petrila. La Petrila? Mm-hmm. Eu zic că la Petrila ar trebui să avem peste 60%. Peste 60%. 60%, Partidul Social Democrat, Vasile Jurca, anul 2019. Bun. Le țin aici pentru că în 26 mai, seara, după orele 21, de la această masă, vom spune VJ-ului procentele. Vă mulțumesc că ați venit. Cu plăcere. Să fiți sănătos și să aveți grijă de lucrurile cu adevărat importante din orașul Petrila. Mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor, ne auzim mâine dimineață la radio, imediat după 7. O seară liniștită, înțeleg că e un cod de fenomene extreme în județul Hunedoara. Există un cod și la nivel național că până luni va fi vreme rea, nu glumă, vor scădea temperaturile, nu putem lucra la fân. Dar mai așteptăm. Doamne ajută!